Polițiștii suceveni atenționează șoferii că sunt introduse restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă autorizată mai mare de 7,5 tone în zilele de vineri și sâmbătă între orele 12:20. Decizia a fost luată ca urmare a atenționării meteorologice privind avertizarea de cod roșu și portocaliu de caniculă. Astfel va fi restricționată temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția. Transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală sau vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, transporturile poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile care distribuie carburanți, transporturile de mărfuri sub temperatura controlată, transporturile de tractări vehicule avariate, de asemenea transporturile pentru distribuția de apă și hrană în zonele calamitate, bineînțeles și vehiculele specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturile care duc către zonele respective apă îmbuteliată și transporturile de produse provenite din exploatări agricole. Măsura restricționării circulației rutiere a fost luată conform legii în vederea protejării sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate, se produc deformații majore, irreversibile, cu pierderea stabilității îmbrăcăminții rutiere.